Au sărit să ajute și jandarmii instituției, însă doar pompierii militari au reușit stingerea focului. Cauza cea mai probabilă a producerii incendiului a fost un scurt circuit la instalația electrică. Din fericire, nu s-au înregistrat pierderi de vieți omenești. Am intervenit cu auto specială, de stingere cu apă și spumă. La fața locului ardea partea din față a unui autoturism. Colegii mei au lichidat incendiul și au ars elementele combustibile din compartimentul motor. Restul mașinii a fost salvat. Intervenția a durat mai puțin de jumătate de oră. Cauza probabilă de izbucnirea incendiului a fost un scurt circuit produs sau un conductor electric defect.